ok, pentru că am trecut așa prin destul de multe. Eu cred că aș spune că a face un business de tip startup e mai mult o chestie de mentalitate. Unora poate li se potrivește, altora nu. Și nu toată lumea trebuie să ia bani de la investitori, nu toată lumea trebuie să meargă într-un accelerator, dar statisticile arată că cei care ajung într-un accelerator sunt mai responsabili, cei care au un board, niște investitori, devin mai responsabili și această responsabilizare ca proces duce de fapt către o rată mai mare de succes. Acum și succesul pentru mine e ceva, pentru Cristina e altceva, pentru Adi e altceva, pentru voi poate fi altceva, dar puterea comunității e de multe ori mai importantă decât puterea banilor. Adică tu cu 20.000 s-ar putea să nu reușești, cât reușim noi în seara asta să luăm, nu știu, pentru 10 idei feedback și în loc să dăm banii pe focus grupuri, folosim rețeaua pe care ne-am creat-o aici în mod direct și super natural, să depășim etape în business-ul nostru sau să conectăm resurse sau. Și uite, aici, Adi, sunt curios dacă mâine ar, să spunem că s-ar încheia povestea cu startup-ul în care ești acum, într-un mod fericit, avea o nouă idee. Te-ai duce din nou într-un accelerator? Ai căutat din nou poate investiții? Sau încerca să faci bootstrap, adică să faci cu resursele tale? Le-aș face cu toate trei în același timp. Deci m-aș uita la toate acceleratoarele care sunt în piață, le văd și eu CV-ul, exact cum investitorii se uită la CV-ul meu, aleg ce cred eu că mi se potrivește, învăț cât pot de mult, dacă ei îmi pot, da, că și tu ești, anul ăsta ești la un nivel, te întâlnești cu persoane care sunt mai sus sau mai jos ca tine, decizi dacă merită să aloci timp să fii acolo, dar în niciun caz n-ai spune nu. După care ai și ajunge la capitolul finanțare. Evident, te ajută. Și acolo, iarăși, am luat o finanțare de la GapMinder, știu niște lucruri și aș folosi acea experiență. Atunci erau sumele de 25-50.000 erau mari. Acum 100 și sunt mari, sau 200. E clar că discutăm altfel. Bine, și ei știu mai mult. Acum depinde cine mai este. Și atunci se negociază la fața locului. După care, sau în timp ce discut cu toți, îmi văd de business. Pentru că, exact cum am zis, eu am nevoie de banii clienților. Și atunci le-aș face cât aș putea de repede pe toate trei. Să caut cât mai repede, dar depinde. Depinde de produs, depinde de idee. Depinde de experiența ta. În ceea ce privește Upseed, poate nu prea vând în România ca idee, ce fac eu? Generez cod. Generez ce făcea un dezvoltator mediu sau experimentat într-o săptămână, eu generez în 2 minute. Chestii simple, dar el trebuie să le fac. Și aici, ăsta a fost selling point-ul pentru Upseed. De unde mi-a venit ideea, eu am lucrat în corpuri 13 ani și am observat procesele repetitive și mi-am dat seama că trebuie să generăm cod. N-ai cum, e prea mult, e prea greu. Plus că în momentul în care tu scrii cod de mână, greșești. Eu mai bine să fac un generator care ori greșește întotdeauna, ori nu greșește niciodată. Și atunci am validat în firmă, în companie, ideea asta și am plecat de acolo când, după ce am încercat să negociez cu ei, să avem un departament de cercetare. Și ei mi-au zis, băi, nu avem cum, avem proiecte de 500.000, nu putem să te ținem pe tine pe idei de astea crețe, dacă vrei un an de zile, nu avem cum. Asta se cheamă intrapreneuriat și în unele companii merge, adică merge, dacă dar poți, cum e și cazul lui Alex Buciu cu Amazon, asta a fost la ei, adică conduce un proiect în interiorul unei companii, dar are o oarecare libertate, ca să construiască business-ul respectiv, intraprenorial. Și apoi, mă rog, poți să ieși, poți să vin sau... Depinde de companie, depinde de viziunea lor. Nu o să te țină, da, eram înseniorat în perioada aia, nimeni nu a zis, băi, nu putem să te lăsăm. Fă 2 săptămâni, n-am putut să fac mare lucru. Și ușor am plecat. De acolo a venit toată ideea cu Upseed. Și de acolo am început să generez cod și mi-a luat destul de mult până am generat primul cod care s-a vândut. Iarăși, generez cod, bravo, ce face codul ăla? Și acum am văzut, iai, bun, e bun iai, nu zic, o să facă tot. Am văzut LinkedIn, foarte, dacă n-am spus LinkedIn, acolo sunt oameni foarte, foarte skilled. Și români, dar alții poate sunt mai skilled, un pic, din altă părți. Dar
găsiți foarte multe pattern-uri și oameni care chiar au făcut bani. Nu știu, sunt follower la tipul care a făcut Waze. E, nu știu cum îl cheamă. Da, o mentalitate net superioară, pur și simplu. Deci când îl asculți 2 minute, înveți. Deci nu bate câmpii 10 secunde. În 2 minute ți-a spus 5 lucruri pe care probabil pe tine te ducea capul natural în 5 ani. Și atunci înveți de la el. Depinde. Deci depinde de firmă, depinde de foarte multe lucruri. Produsul tău depinde ce ADN are. În cazul meu, deci eu am ajuns la bani după 2 ani. În 2 ani a trebuit să cercetez și să fac softul care a generat ceva ce am putut să vând. Pur și simplu. Asta e. A trebuit să fac cu bani, a fost destul de greu. Dar în momentul în care am vândut, ce s-a vândut era scalabil. Adică eu vindeam același lucru la mulți. Și asta, de fapt, acolo-s bani. Că eu dacă îmi vând timpul la oră, cât poți să crești? Pune, ai salariu X, nu contează mult, tu te vinzi atât, bun. Multiplică cu 5 și ridică la, și mai mulțește cu 2. Hai să vezi că tot puțin e. N-ai cum. Și atunci trebuie să faci chestii din punct de vedere scalabil. În momentul în care te-ai sculat dimineață, ideal e să fii vândut cât ai dormit de 250.000 de dolari. Aia da. Aia da scalabilitate. Ai produs, ai tehnologie, lumea cumpără. Dar trebuie să ajungi la, să ai mindset-ul necesar, să știi să faci bani. Și americanii la un moment dat, tipul de la Bitdefender, scuze, cum îl cheamă? Așa, Talpe. Și întreba, ce vă place la americani? Talpe și mi se pare că e un antreprenor incredibil. Deci el a făcut business când nu făcea, noi cumpăram blugi de la turci. El a făcut antivirus, dar e incredibil. Și spunea, ce vă place la americani? Și zice că americanii sunt superiori, avea concurență, în comunicare. Deci americanul dacă are 10 refunduri, ăla întoarce 9. Pentru că îi spune, da, ok, nu avem produsul bun, dar hai să... Și chestii de comunicare, chestii de business. Se vând. Și tu atunci, din 10 refunduri, tu întorci 9. Deci tu chiar știi să faci bani. Tu n-ai avut pierderi. Păi și acolo e altă poveste. N-ai, produsul perfect nu există. Nu vine frustrat și în momentul ăla nu merge butonul. Și zic, bă, dă-mi bani înapoi. Și tot așa. Dar... depinde foarte mult de produs, trebuie să-ți găsești market fit-ul cât mai repede, ceea ce nu este ușor. Cristina spunea, te duci, vorbești, da. Bă, în general, statistic, market fit-ul pe un produs durează 2 ani. Deci 2 ani. Deci până tu te pui ceea ce faci, e piața care merge înainte cu viteza ei și tu trebuie să găsești nișa și să fii fix pe punctul în care ăla cumpără. Și dacă cumpără unul, cumpără doi, te duci fix în direcția aia. Nu e simplu. Foarte complex.